Dragi ascultători, Hercis FM, dragi telespectatori, Angelus TV, începe privegherea mariană în ajunul sărbătorii Adunării Maicii Domnului, aici la Sanctuarul Marian de la Cacica, sanctuar de unde transmitem pelerinajul dedicat solemnității Adunării Maicii Domnului. Vă reamintesc, celebrarea va fi prezidată de preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei de Iași. Deja s-au adunat toți pelerinii pregătiți cu lumânările cu care vor merge și în procesiune în jurul bazilicii, rugându-se Sfântul Rozariu. Așadar, vă invităm la rugăciune, vă invităm la priveghere mariană. Let's pray.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fecioara Maria a fost înălțată mai presus de ceruri. Veniți cu toți să-L preamărim pe Regele Hristos, căci a Lui este împărăția tuturor veacurilor. Iubiți frați și surori, cinstitori ai Maicii Domnului de la Cacica, ale noastre cugete se unesc în cântul de preamărire pe care îl înălțăm lui Dumnezeu pentru lucrarea sa minunată în preasfânta Fecioară Maria, Mama lui Hristos și Mama noastră. Pelerinajul este o imagine a vieții noastre, ce ne ajută să ne reamintim că suntem călători pe acest pământ, dar și că avem o direcție clară, cerul, veșnicia. Drumul vieții înaintează între bucurie și tristețe, speranță și îngrijorare, împlinire și dezamăgire. Însă pe acest drum este mereu prezentă Fecioara Maria pentru a ne îndrepta pașii spre Hristos. El, cuvântul veșnic, coboară în sânul Sfintei Fecioare Maria ca să lumineze pașii fiecărui om, iar mama, gingașă și puternică, pășește cu fiecare dintre fiii ei încredințați ca aceștia să nu rătăcească. Cu această încredere, așezăm la picioarele Măicuței Sfinte cinstirea, recunoștința, jertfele și cererile noastre, fiind convinși că le va purta înaintea tronului Fiului ei și va mijloci pentru fiecare dintre noi și pentru cei dragi ai noștri harurile de care avem nevoie. Sub privirile Maicii Domnului de la Cacica, în liniștea nopții, ne unim în rugăciune, purtând în inimă toate familiile noastre, pe toți cei dragi, pe cei încercați de orice fel de boală și apăsați de orice suferință, pe aceia care suferă din cauza războaielor și a violențelor, pe aceia care încă sunt departe de Dumnezeu. În tăcere, să încredințăm Maicii Preasfinte intențiile personale din adâncul sufletelor noastre, convinși fiind că ea le va purta la tronul Fiului ei. Strălucirea Preasfintei Fecioare Maria să umple de lumină întreaga noastră viață și splendoarea ei să ne conducă la Hristos, soarele fără apus, pentru ca de la El să învățăm să fim lumina lumii și să strălucim prin credința, speranța și iubirea noastră. Te preamărim, Dumnezeule, pentru că ne-ai dăruit-o pe Maria ca mamă iubitoare, că ai ferit-o de orice păcat, ai umplut-o cu harul tău și ai făcut-o părtașă la opera Fiului tău de mântuirea oamenilor. Te preamărim, Dumnezeule, pentru că în Maria ai realizat sfințenia evanghelică, ai constituit-o ca imaginea bisericii și că ne-ai dăruit-o ca regină, mamă, mijlocitoare și mângâietoare. Gloria in excelsis!
preamărim, Dumnezeule, pentru că în Maria ne arăți că țelul nostru este cerul și că astfel trebuie să trăim, încât să ne îndreptăm mereu spre cele de sus. Gloria in excelsis, in excelsis Deo. Binecuvântat ești, Doamne, care prin Fiul Tău, Iisus Hristos, luminezi drumul credinței noastre și împarți cu bunătate darurile tale. Binecuvântează această lumânare, semnul luminii lui Hristos, pentru ca toți credincioșii tăi, adunați pentru a o cinsti pe fericita Fecioară Maria, să fie lumina lumii și să strălucească prin trăirea credinței prin Hristos, Domnul nostru. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei, prin Hristos, Domnul nostru. Din predica Sfântului Părinte Francisc la Sfânta Liturghie din Bazilica Sanctuarului Stăpânei Noastre de la Aparecida, Brazilia, din 24 iulie 2013. Cartea Apocalipsului prezintă o scenă dramatică. O femeie, figura a Mariei și a Bisericii, este persecutată de un balaur, diavolul, care vrea să-i divoreze copilul. Însă scena nu este de moarte, ci de viață, pentru că Dumnezeu intervine și salvează pruncul. Câte dificultăți există în viața fiecăruia, în lumea noastră, în comunitățile noastre, dar oricât de descurajări care ar putea să existe în viață, în cel care lucrează la evangelizare sau în cel care se străduiește să trăiască credința, ca tată și mamă de familie, aș vrea să spun cu putere
Să aveți mereu în inimă această certitudine. Dumnezeu merge alături de voi. În niciun moment nu vă abandonează. Să nu ne pierdem niciodată speranța. Să nu stingem niciodată în viața noastră. Balaurul, răul, există în istoria noastră, dar nu este cel mai puternic. Cel mai puternic este Dumnezeu și Dumnezeu este speranța noastră. Este adevărat că astăzi cam toți și chiar și tinerii noștri simt fascinația atâtor idoli care pun în locul lui Dumnezeu, care se pun în locul lui Dumnezeu și par să dea speranță. Banii, succesul, puterea, plăcerea. Adesea, un sentiment de singurătate și de gol își croiește drum în inima multora și conduce la căutarea de compensații de acești idoli trecători. Iubiți frați și surori, să fim lumini de speranță, să avem o privire pozitivă asupra realității, să încurajăm generozitatea care îi caracterizează pe tineri, să îi însoțim să devină protagoniști ai construirii unei lumi mai bune. Sunt un motor puternic pentru biserică și pentru societate. Nu au nevoie numai de lucruri, au nevoie mai ales să le fie propuse aceste valori imateriale care sunt inima spirituală a unui popor, memoria unui popor. În acest sanctuar le putem aproape citi spiritualitate, generozitate, solidaritate, perseveranță, fraternitate, bucurie, sunt valori care își află rădăcina lor cea mai profundă în credința creștină. Dragi prieteni, am venit să batem la ușa casei Mariei. Ea ne-a deschis, ne-a lăsat să intrăm și ni-l arată pe Fiul Său. Acum ea ne cere, faceți tot ce vă va spune. Da, Mamă, noi ne angajăm să facem ceea ce ne va spune Iisus și vom face asta cu speranță, încrezători în surprizele lui Dumnezeu și plin de bucurie. Și până la apusul soarelui.
Domnului e binecuvântat. Domnul stăpânește peste toate neamurile. Slava lui este mai presus de ceruri. Pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Ave Maria, Ave Maria. Maria a fost înălțată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi-este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic, și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți.
Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, dragi voluntari, dragi cinstitori ai Maicii Domnului de la Cacica, iubiți credincioși care ne urmăriți prin intermediul RCIS FM și Angelus TV, dragi români care ne urmăriți din străinătate și mai ales voi, dragi bolnavi care sunteți în comuniune de rugăciune cu noi. În Evanghelie am ascultat-o în această seară pe Sfânta Fecioară Maria, care dă glas magnificatului ei: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Acestea sunt cuvintele minunate pe care le folosește Sfânta Fecioară Maria pentru a-L preamări pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu este infinit de mare. Atunci, cum poți să preamărești pe Cel care este infinit de mare? Îl poți preamări pe Cel care este infinit de mare în momentul în care îi faci loc în inima ta. Dumnezeu este mare sau mic în viața ta în funcție de cât spațiu îi oferi în inima ta. Odată un rabin i-a întrebat pe elevii lui: unde este Dumnezeu, unde se află El? Răspunsul ca la catehism: Dumnezeu este în cer, pe pământ și în tot locul. Dar un copil a rămas cu mâna ridicată și a zis: mai este un răspuns. Dumnezeu este acolo unde este primit. Acolo intră Dumnezeu. La Cacica vrem ca împreună cu Sfânta Fecioară Maria să îl preamărim și noi pe Dumnezeu, adică să-i facem mai mult loc în inima noastră. Și cum putem face lucrul acesta? În această seară voi sublinia 3 aspecte. Familia, să-i dăm mai mult loc lui Dumnezeu în familia noastră. Familia, trupul și cerul. Acestea sunt cele 3 puncte. Am auzit în Evanghelie că Maria merge la verișoara sa Elisabeta ca să ajute. Merge în familie. Maria purta în trupul ei trupul Mântuitorului, trupul. Și cerul, cum se manifestă cerul? În bucuria reîntâlnirii cu verișoara Elisabeta. Așadar, să le luăm pe rând. Familia. Conform lui Luca, buna vestire a fost adresată Sfintei Fecioare Maria. Conform lui Matei, vestirea a fost făcută lui Iosif. Cine are dreptate dintre cei 2 evangheliști? Cui i s-a făcut vestirea? Lui Matei? Pardon, Mariei sau lui Iosif? Vestirea a fost făcută ambilor și vă propun să suprapunem cele 2 evanghelii. Dumnezeu vorbește familiei, Dumnezeu vorbește ambilor în interiorul familiei celor 2. Dumnezeu nu ia din spațiul familiei, ci caută mereu acel da coral, acel da plural spus de toți membrii familiei. De fapt, familia însăși a fost creată după chipul Treimii ca o comunitate de viață și de iubire. Cu această temă a familiei ne plasăm în tema generală a anului pastoral curent, Biserica, Familia lui Dumnezeu.
Maria merge în familie la Elisabeta. Maria este ca o corabie care merge pe mare, dar o corabie care are drept încărcătură cerul. Prin pașii Mariei, cerul își croiește drum pe acest pământ. În al doilea rând, vedem în Maria și Elisabeta cum cele două întruchipează alianța dintre generații. Maria, o tânără, merge la verișoara sa mai în vârstă, Elisabeta. Cu privire la această necesară alianță între generații, Papa Francisc spunea: dragi tineri, este timpul de a reporni în grabă, așa cum s-a întâmplat cu tânăra Maria și bătrâna Elisabeta. Tinerii sunt mereu speranță a unei unități noi pentru omenirea fragmentată și divizată. Dar numai dacă au amintiri, numai dacă ascultă dramele și visele bătrânilor. Vedeți cum sublinează necesara alianță între generații. Și ceea ce spune Papa în continuare este cutremurător de adevărat, spune Papa. Nu este întâmplător că războiul s-a întors în Europa în momentul în care a dispărut generația care l-a trăit în secolul trecut. Este nevoie de alianța dintre tineri și bătrâni pentru a nu uita lecția istoriei. Fără alianța între generații, nu se poate vorbi de durabilitate sau de dezvoltare durabilă. Cât privește alianța dintre generații, eu o privesc și în sens invers. Dragi bunici, dragi persoane în vârstă, când se blochează telefonul, când se blochează calculatorul, la cine apelați? Apelați la bătrânii din sat, la cei de o vârstă cu voi, sau apelați la cei mai tineri? Apelați la cei mai tineri. Chemați un nepot, în 20 de secunde a rezolvat problema. Așa este, văd că zâmbiți, înseamnă, da, este adevărat. Ei știu. Vedeți cât de importantă este și necesară este alianța între generații. Fiecare generație are ceva de dat celeilalte. Cât de importantă este alianța între generații în familie? Cardinalul Angelo Comastri întreba: înțelegeți atunci de ce apărăm familia? Înțelegeți de ce biserica apără familia? Familia a fost inventată de Dumnezeu, nu noi am creat-o. Și cine poate înțelege mai bine familia decât Dumnezeu? Cine se poate pune în locul lui Dumnezeu? Chiar dacă ei vor să ne facă să credem că am fi puțini, nu trebuie să ne fie frică să apărăm familia. Pentru că Domnul este cu noi, spune Comastri. Și Don Bosco a spus odată: dacă Dumnezeu este cu noi, noi suntem majoritatea. Dacă Dumnezeu este cu noi, noi suntem majoritatea. Să fim atenți că avem nevoie să citim foarte bine semnele timpului de față și să discernem oportunitățile și provocările care vin în anii următori. Există riscul de a vedea obstacole peste tot, fără a ține seama și de elementele frumoase și pozitive care există. Pe de altă parte, există riscul de a îmbrățișa euforici tot ce ni se spune, fără a face discernământ și fără a identifica derapajele. Papa Francisc, cu privire la discernământ, a atenționat de mai multe ori în ceea ce privește chestiunea
noilor soiuri de colonizare. Spune Papa Francisc că există noi feluri de colonizare, și anume colonizările ideologice. Citez din Papa Francisc. Tineri iubiți de Domnul, nu vă lăsați cumpărați, nu vă lăsați seduși, nu vă lăsați reduși la sclavie de colonizările ideologice care ne pun idei în cap și la sfârșit devenim sclavi, dependenți. Îndrăgostiți-vă de acea libertate pe care doar Iisus poate să o ofere. Continuă Papa Francisc într-un alt document. Fiți atenți la colonizările ideologice. Una este a fi cu cultura momentului, a vorbi limba momentului, alta este să te lași colonizat ideologic. Vă rog, fiți atenți să învățați pe profesori și educatori să discearnă ce este o noutate care aduce creștere și ce este o ideologizare, colonizare ideologică. Astăzi, continuă Papa, colonizările ideologice distrug personalitatea umană și când intră în educație, fac măceluri. Trăim timpuri de schimbări sociale majore care ating oamenii. Transformările digitale, rețelele online, de multe ori dau impresia de comuniune, de legături cu ceilalți de departe, dar pot crea și drame de singurătate. Oameni care se află în rețea cu mii de persoane, dar care se simt teribili, teribil de singuri. Există și alte provocări cât privește credința. În această eră digitală, părinții catolici depun foarte mult efort și încearcă să transmită credința tinerei generații, copiilor. Cu tot efortul lor, părinții uneori se simt depășiți de noile situații. În acest context atât de complex, este vital să creăm alianța între generații, să mergem împreună, cum spune Papa Francisc, toți, copii, părinți, să facem alianțe între generații, cum face Maria cu Elisabeta, să creăm punți și nu ziduri și să avem iubire unii față de alții. Sfânta Fecioară Maria este mamă. În aceste zile la Cacica, Sfânta Fecioară ascultă rugăciunea atâtor mame care sunt preocupate pentru fiii lor. Atâtea mame care spun, de mici i-am dus la biserică, i-am dus la Cacica, acum că au crescut, nu mai am ce să le fac, au plecat de acasă. Dragi părinți, cât sunt mici copiii, vorbiți-le copiilor despre Dumnezeu, iar când sunt mari și în cazul în care nu vă mai ascultă, vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri și rugați-vă în continuare pentru ei. Pentru cei care aveți încă copii acasă, redau ceea ce spunea poetul Ioan Alexandru în Neaoșul lui Grai. Ce spunea? Așezați-vă cu pruncuții dumneavoastră la o icoană seara sau în jurul Sfintei Biblii și citiți două rânduri din Noul Testament și dacă aveți curaj să comentați din Biblie pentru copiii dumneavoastră și să stea mai ales bărbații, tații cu copiii în rugăciune, mamelor să le dați credința, însă lucrul acesta nu este suficient. Copiii vor întreba, dar tata, de ce nu se roagă cu noi? Este o mare tristețe ca un tată să nu stea în genunchi cu copilașii lui. Așezați-vă cu pruncuții la o icoană și rugați-vă. O icoană. Avem case moderne, unele foarte moderne, să le facem și mai moderne și să punem o icoană cu Maica Domnului în toate casele noastre ultramoderne.
să nu lipsească icoana Maicii Domnului și crucea din casele noastre. Credința se transmite în familie. Primii preoți pentru copilași sunt mama și tata. Familia este biserica de acasă, iar primii educatori în credință sunt părinții. Acasă, copiii învață de la cei mari. Și să știți, copiii înregistrează tot. Copiii au un carnețel. Deci au un carnețel copiii în inima lor și în mintea lor și totul se imprimă în acel carnețel. Ce văd la părinți se imprimă. Dacă se roagă părinții, dacă merg duminica la biserică, dacă se spovedesc, dacă își vorbesc frumos, dacă părinții mai citesc câte ceva în casă, dacă părinții stau de vorbă unul cu celălalt sau mai mult stau pe televizor sau telefon, dacă părinții sunt amabili, gentili unul cu celălalt, totul se imprimă în copii. Dați-le, vă rog, un bun exemplu de credință și iubire. Copiii iau notițe mai mult acasă decât la școală și în vacanță. Dați-le exemplu, rugați-vă pentru ei și împreună cu ei. Citiți cărți împreună cu ei. Spuneam și la predica anterioară, fără citit devenim vulnerabili, fără citit devenim ușor de mințit. Cititul ne salvează de manipulare. Da, biserica susține familia și o atenție deosebită trebuie să o acordăm familiilor rănite, persoanelor singure sau persoanelor care nu mai au familie. Să însoțim aceste persoane care suferă în familiile rănite. Familiile rănite au nevoie să fie însoțite de celelalte familii și de păstorilor. Există atâtea familii și aici și acasă, atâtea familii care suferă din cauza dezbinării, a violenței, din cauza certurilor și a orgoliilor, din cauza dependenței de alcool. Toți aceștia au nevoie de empatie și nu să fie arătați cu degetul. Au nevoie să fie ajutați și nu stigmatizați. Suntem biserică, suntem familie, în care fiecare are dreptul să fie sprijinit, dar mai ales familiile rănite. Să punem în această seară sub mantia Maicii Domnului de la Cacica toate familiile care suferă. Referitor la familie, Maica Tereza de Calcuta a fost întrebată odată. Maică Tereza, vedeți cum este lumea. Ce trebuie să facem ca să facem lumea mai frumoasă, să facem lumea mai bună? Maica Tereza a răspuns, dacă vreți o lume mai bună, mergeți acasă și iubiți-vă familia. Mântuitorul însuși a voit să aibă o familie. Din Fecioara Maria, Iisus a luat un trup ca al nostru, pentru că a venit să-L mântuiască pe om în întregime, trup și suflet. Imediat după ce a pronunțat daul ei, trupul Mariei a devenit leagăn pentru Fiul lui Dumnezeu. Timp de 9 luni, trupul Mariei a hrănit trupul lui Iisus. Iar la Betleem, Maria și-a strâns copilul în brațe. Trebuie să admitem un lucru extraordinar. Trebuie să admitem că nicio creatură nu a avut o apropiere mai mare de Dumnezeu decât Maria. Este singura creatură care, îngenunchiată lângă iesle, poate să spună, Fiul meu, Dumnezeul meu. Maria dă trup Mântuitorului. Sângele ei matern devine sângele care într-o zi se va vărsa pe cruce pentru mântuirea noastră. În momentul suprem al crucii, Maria este alături de Iisus. Rănile Fiului se imprimă în inima mamei. Maria, cu trupul și sufletul ei, a fost ridicată la cer, necunoscând stricăciunea mormântului. Sărbătoarea ei de astăzi
ne amintește că și trupul nostru este destinat la victoria învierii. Trecem la partea a doua. Vă spuneam să-i dăm spațiu mai mult lui Dumnezeu în familia noastră. Sărbătoarea de astăzi ne amintește de valoarea trupului uman. Punctul al doilea. Trupul uman. Din păcate, asistăm la o perioadă de decadență a respectului față de trup. Evenimentele recente, paradele televizate la care au fost expuși ochii a milioane de oameni, inclusiv copii, confirmă această realitate. Este un trend, este un lobby susținut și impus. În numele libertății de exprimare, au dat la o parte respectul. Nicolas Gomez, scriitor columbian, spunea că istoria recentă se aseamănă cu întâlnirea dintre doi oameni, unul care crede în Dumnezeu și altul care se crede Dumnezeu. Iubiți frați, Hristos a venit să ne mântuiască în întregime, trup și suflet. Trupul nostru are valoare. Ei, ceea ce s-a întâmplat, vor să elimine discriminarea dintre oameni. Și noi dorim să nu mai fie discriminare. Ba mai mult, noi vrem să arătăm nu doar toleranță, ci și respect și mai ales în calitate de creștini, vrem să arătăm iubire. Ei vor să elimine discriminarea, foarte bine, dar e bine ca, eliminând discriminarea, să nu elimine discernământul. Aici cade accentul. Nu discriminăm, foarte bine, dar mai discernem? Cu tema discernământului revenim la un subiect atât de drag Papei Francisc. Discernământul ne ajută să înțelegem ce este bine și ce este rău. Discernământul ne luminează ca să vedem sursa gândurilor. Gândul meu vine de la cel bun sau de la cel rău? Cât de provocatoare este această afirmație a lui Martin Heidegger, care ne pune în gardă, mai există discernământ în lumea de astăzi? Heidegger spunea în 1950, lumea de astăzi a devenit atât de săracă încât nu mai percepe lipsa lui Dumnezeu ca pe o lipsă. Avem nevoie de discernământ. Maria este maica discernământului, steaua mării. Noi avem în ea un model de credință. Maria ne amintește că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și nu trebuie să ascundem demnitatea trupului nostru, să strălucească Dumnezeu în trupul nostru, în faptele și cuvintele noastre, în ochii și zâmbetul nostru, să strălucească El. Cât privește trupul, în secolele al doilea și al treilea, s-a născut o întrebare în primele comunități creștine. Care era întrebarea? Și-au pus întrebarea dacă Fiul lui Dumnezeu a avut trup cu adevărat. Hristos chiar a luat un trup uman și s-a răspândit o erezie care se numește erezia gnostică și docetistă, care spunea că trupul lui Iisus a fost doar o aparență, doar o arătare. De cealaltă parte, Sfinții Părinții ai Bisericii spuneau Hristos a luat un trup omenesc adevărat, a fost om și Dumnezeu adevărat. În felul acesta, de fapt, s-a cristalizat crezul pe care îl spunem noi la liturghie. Și este interesant că în crez, prima persoană umană menționată este Fecioara Maria. În crez spunem, s-a născut din Maria Fecioară. Același cuvânt întrupat în Maria a pătimit sub Ponțiu Pilat. Cu alte cuvinte, Iisus este un personaj care a intrat cu adevărat în istoria noastră. Nu întâmplător în crez se subliniază că s-a născut din Fecioara Maria. Trupul lui Hristos a fost real și nu o aparență,
cum spuneau gnosticii. Și aici vă rog să fiți atenți cât de frumos argumentau Sfinții Părinți ai Bisericii această realitate, că Iisus a avut un trup uman. Uitați ce spuneau ei, care era logica lor. Ei spuneau, Iisus Hristos a avut un trup real pentru că a avut o mamă reală, pe Sfânta Fecioară Maria. Hristos nu a fost o idee a primei comunități creștine. Creștinismul s-a născut nu din întâlnirea cu o idee, cu o abstracție, ci din întâlnirea cu Hristos real, Fiul Mariei. Iar Karl Rahner spunea, Iisus Hristos are o mamă, ideile nu au mamă. Iisus Hristos are trup, ideile nu au trup. Iisus are o mamă și de aceea încă din primele secole, Sfânta Fecioară Maria a fost invocată cu acest titlu, Maica Domnului, care îndepărtezi toate ereziile, roagă-te pentru noi. O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria să îndepărteze și această tendință neognostică despre care vorbește Papa Francisc și ne avertizează cu privire la ea. Există pericolul neognosticismului și astăzi. Există atâția creștini care cunosc învățătura creștină, dar nu o întrupează. De exemplu, cunoști că duminica este ziua Domnului, dar nu faci niciun pas ca să mergi la biserică duminica să te întâlnești cu trupul Domnului. Miroase agnoză. Duminica ta are nevoie să fie întrupată. Cunoști cele 10 porunci, dar le încalci sistematic. Cele 10 porunci au nevoie să fie întrupate în viața ta. Ai intenția de a face binele. Aș dori să închei cu celebra pilda celor 3 prieteni. Se spune că un om avea 3 prieteni. Pe 2 dintre ei îi iubea și pe al 3-lea din când în când îl mai saluta. Într-o zi, judecătorul îl cheamă pe omul nostru, care avea 3 prieteni, la judecată, pe motiv că s-a făcut vinovat de o gravă infracțiune. Deși în gândul lui se știa nevinovat, a alergat repede la cei 3 prieteni și le-a spus, dragi prieteni, veniți, salvați-vă, salvați-mă, veniți cu mine la judecător și dați mărturie că nu-s vinovat cu nimica. La această rugăminte a lui, cel din tâi prieten a zis că nu se duce deloc. Al doilea a zis că merge cu el doar până la ușă, dar nu intră în judecătorie. Numai cel de-al treilea, cel pe care nu-l iubea foarte mult, s-a arătat gata să meargă la judecător. Într-adevăr, când a venit ziua, primul, cum a zis, nu s-a dus deloc. Al doilea l-a însoțit până la ușă, iar al treilea a intrat la judecător și i-a spus judecătorului vorbe așa frumoase despre cinstea prietenului său, încât judecătorul n-a mai avut nicio bănuială și i-a dat drumul prietenului. De atunci, acest om și-a cunoscut cine sunt adevărații prieteni. Ei bine, cine sunt acești 3 prieteni? În lume, omul are 3 feluri de prieteni. Banii, oamenii și faptele lui bune. În ceasul morții, când Dumnezeu îl cheamă pe om, cum se poartă acești 3 prieteni? Averea, banii, nu merg cu omul. Îi spun, mergi înainte, noi rămânem aici, nu mergem cu tine. Primul prieten. Al doilea prieten, oamenii, inclusiv cunoscuții, te însoțesc până la ușă, până la mormânt, dar de acolo înainte mergi singur. Și al treilea prieten, faptele bune, merg cu tine și dau mărturie frumoasă despre cinstea ta și despre binele pe care l-ai făcut în această viață. Această povestire simplă are intenția de a ne aduce aminte de cer și de importanța carității pe acest pământ. Caritatea ne va însoți dincolo. Faptele bune, caritatea, nu doar că fac lumea mai frumoasă, dar ne ajută să păstrăm în noi
dorul după cer, dorul de a ajunge acolo sus ca să o vedem pe Maica Domnului. În concluzie, solemnitatea adormirii a Maicii Domnului ne-a amintit tuturor cele trei puncte: familia, trupul și cerul. Să privim mai des la cer, la ținta călătoriei noastre pe acest pământ. Familia, trupul, cerul. Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților și surorilor, să-L preamărim din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu Tatăl milostiv, care a voit ca Fecioara Maria, mama Fiului Său, să fie ridicată cu trupul și sufletul la cer. Să-L rugăm cu încredere, spunând: Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care ai chemat-o pe Fecioara Maria să fie prima ucenică și misionară a Evangheliei, fă ca biserica, familia lui Dumnezeu, să fie pentru omenire o mărturie de credință vie, unitate temeinică și speranță neclintită. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care ne-ai dăruit în Fecioara Maria modelul unei vieți autentice de sfințenie, fă să căutăm mereu cele plăcute ție, prin ascultarea cuvântului tău, rugăciune, participarea la sfintele sacramente și caritatea față de semeni. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care i-ai dăruit Fecioarei Maria curajul de a îndeplini planul tău, ajută-ne să răspundem cu generozitate chemării tale și să ne trăim misiunea cu fidelitate. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care prin daul Mariei ai făcut să vină în lume Fiul tău, Principele Păcii, binecuvântează lumea întreagă cu pace, armonie și bună înțelegere. Dumnezeule, care ai ales-o pe Maria să fie mama Fiului Tău și pe Iosif, tatăl purtător de grijă, binecuvântează toate familiile noastre, ferește-le de dezbinare și fă ca în ele să domnească iubirea și unitatea. Dumnezeule, care i-ai încredințat Fecioarei Maria puterea de mijlocire, eliberează lumea de boli, de calamități și de războaie și ajută-ne să creștem în solidaritate, grijă și slujire reciprocă. Dumnezeule, privind la smerenia fericitei Fecioare Maria, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut și ai încununat-o cu glorie neasemuită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin jertfa Fiului Tău, să ne învrednicim a fi părtași de slava cerească, prin Hristos Domnul nostru. Fericită Marie, Maica Domnului de la Cacica, cu renoită recunoștință pentru grija ta maternă, unim glasul nostru cu acel al tuturor generațiilor care te numesc fericită. Celebrăm în tine marile lucrări ale lui Dumnezeu, care nu încetează niciodată să se aplece cu milostivire asupra omenirii,
chinuite de rău și rănite de păcat, pentru a o vindeca și pentru a o mântui. Primește cu bunăvoință de mamă prin osul nostru de recunoștință. Suntem siguri că fiecare dintre noi este prețios în ochii tăi și că nimic nu ți este străin din tot ceea ce locuiește în inimile noastre. Ne lăsăm atinși de privirea ta prea dulce și primim dezmierdarea mângâietoare a zâmbetului tău. Păzește viața noastră în brațele tale. Binecuvântează și întărește orice dorință de bine. Reînsuflețește și alimentează credința. Susține și luminează speranța. Trezește și însuflețește caritatea. Condune pe noi toți pe drumul sfințeniei. Învață-ne însă și iubirea ta deosebită față de cei mici și cei săraci, față de cei excluși și cei suferinți, față de păcătoși și cei rătăciți cu inima. Adună-i pe toți sub ocrotirea ta și încredințează-i pe toți prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Medităm misterele de slavă. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului
și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zemeslit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și lungește toate sufletele, mai ales acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii întâlcii și pentru toți fii încredințați ție. Mister de slavă, învierea lui Iisus. În acest mister medităm cum Iisus, a treia zi după pătimirea și moartea sa, a înviat glorios din morți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pe noi,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O, Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O, Marie, zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție. Thank you.
al doilea mister de slavă, înălțarea lui Iisus. În acest mister medităm cum Iisus, la 40 de zile după înviere, s-a înălțat la cer în fața Maicii sale și a ucenicilor săi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă de pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, și acum și vremea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și dulce toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine și pentru aceia care
Al treilea mister de slavă, coborârea Duhului Sfânt. În acest mister medităm cum Iisus, șezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala cinei de taină, unde erau adunați apostolii cu Sfânta Fecioară Maria. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, pentru toți cei încredințați ție.
al patrulea mister de slavă, ridicarea Sfintei Fecioare Maria cu trupul și sufletul la cer. În acest mister, medităm cum Preasfânta Fecioară Maria a trecut din viață și a fost primită cu trupul și cu sufletul în cer. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită fără de păcat, Amen.
al cincelea mister de slavă, încoronarea Sfintei Fecioare Maria. În acest mister medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Iisus ca regină a cerului și a pământului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Iisuse. Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și nu încerc toate sufletele, mai ales pe aceia care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zemeslită fără de păcat, bucură-te, Regină! Maica Milei, viața, mântuirea și nădejdea noastră, bucură-te! Către tine strigăm sufliniții viaierei, către tine suspinăm gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după sârbiunul acesta, arată din nou pe Iisus, binecuvântatul ora Duhului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Dumnezeu,
Ne bucurăm că în această seară, o sărbătoare a luminii, ni s-a alăturat excelența sa, episcop Iosif Păuleț, păstorul dieceziei noastre, împreună cu episcopul auxiliar Petru Sescu, episcopul emerit Petru Gergel și invitatul nostru, episcopul Anton Coșan. Spuneam, este o sărbătoare a luminii. În Vechiul Testament îl descoperim pe Moise, care urca pe munte. Și ori de câte ori urca pe munte și se ruga, era în preajma lui Dumnezeu, el când cobora îi strălucea așa de mult fața, încât oamenii nu se puteau uita la el. Trebuia să-și pună un prosop pe față, ca Moise să vină în rândul mulțimii și să transmită ceea ce Dumnezeu îi dicta. Dar a venit și un moment în viața lui Moise când Moise nu se mai ruga. Și ca să dea bine în fața mulțimii, la fel își punea prosopul pe cap, chiar dacă fața nu-i mai strălucea. Această sărbătoare a luminii pe care am prăzunit-o în această seară vine și ne spune contactul nostru direct cu Dumnezeu, prin rugăciune, aduce multă lumină în viața noastră. Și ceea ce în Preconiu Pascal spune, aveți grijă ca lumina să o găsească încă aprinsă, luceafărul dimineții, care este Hristos Domnul. Să fim acele făclii pentru cei din casa noastră, pentru cei la locul de muncă, pentru cei din comunitate, să fim acele făclii care să, într-adevăr, să vadă lumină în jurul nostru. Programul pentru ziua de mâine, la ora 6, Sfânta Liturghie de dimineață în limba română. La orele 7:30, Sfânta Liturghie greco-catolică în biserică. La ora 8:30, Sfânta Liturghie în limba maghiară la grotă. La ora 9:15, Sfânta Liturghie în limba polonă în biserică. La 9:30, Sfânta Liturghie în limba germană la grotă. Și cireșica de pe tort, la orele 11, Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bazilicii. Vă urez să aveți parte de o seară liniștită, somn odihnitor. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea sa voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din fericita Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi care v-ați adunat în această noapte cu pietate pentru a celebra aici, la Cacica, sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumesc.